Țurcana, regina munților, cea mai cunoscută și mai mare sărbătoare a oierilor din România, se desfășoară și anul acesta pe 25 septembrie, în aceeași locație tradițională, platforma din satul Costești, comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara. Ajunsă la cea de-a 17-a ediție, sărbătoarea Țurcanei atrage în fiecare an un public record și este un prilej pentru crescători de a-și etala cele mai frumoase exemplare din turmă și de a valorifica produsele obținute la stână. Evenimentul, care include și un târg de produse tradiționale și o bursă de ovine, este organizat de Asociația Județeană a Crescătorilor de Ovine, Dacia. Trebuie să le spunem telespectatorilor că la sfârșitul lunii septembrie, pe data de 25, la Costești are loc un eveniment foarte important pentru toți crescătorii de ovine, dar în special pentru iubitorii de țurcană. Da, da. În 25 septembrie organizăm la Costești, ca și fiecare an, ultima duminică a lunii septembrie, anul acesta cade pe 25, regina Țurcana Munților, unde an de an atât numărul crescătorilor care au prezentat animale în boxe crește de la an la an, cât și numărul vizitatorilor ne surprinde plăcut în fiecare an. Deci tot mai multă lume din toate colțurile țării vin să vadă exemplarele de țurcană din județul Hunedoara, care spun cu riscul a supăra alți colegi, eu zic că deocamdată e leagănul țurcanei aici, și bucălaia și breaza, avem efective valoroase și de oache și de bălă. Eu invit pe toți pasionații de ovine, nu numai crescătorii, că sunt și oameni pasionați de ovine care nu au posibilitatea să crească aceste frumoase animale, să ne viziteze la Costești pe 25, unde pe lângă a privi aceste animale pot degusta cele mai bune, să spunem, mâncăruri tradiționale ceea ce se produc la aceste animale, începând de la balmoș, tocană de oaie, vișli, pastramă, brânză telemea, brânză de burduf, unt de oaie sărat. Deci tot ce se produce la aceste animale se valorifică acolo. Invităm cu drag și așteptăm. Bun, pe lângă astea mai pot vedea și utilaje performante, dar și muzică de calitate, pentru că vor fi artiști iubiți, consacrați pentru toți crescătorii de ovine, indiferent de gusturile pe care le au. Da, încercăm să cuprindem toate gusturile, de la folclor, la mâncare tradițională, la cei care sunt pasionați de animale sau de utilaje. Deci, încă o dată, îi așteptăm cu drag și ne promitem că o să fim foarte bine pregătiți.